day to you. Leader FM. Gânditor la fără frecvență. Sincer, ne stă capul nou om al ales. Caz incredibil în Italia, doamnelor și domnilor. Un țăran din Iași, pe numele său Vasile Buzilă, ar fi ajuns în vârful mafiei siciliene, presa din peninsulă fiind șocată de ascensiunea ieșanului din mediul rural. Îmi asum riscul de a-l intervieva pe însuși Vasile Buzilă, țăranul care mai are puțin și devine il capo del tutti capi. Vă salut, domnule Buzilă. Este adevărat că sunteți țăran? Țăran-i tatu, ei, boule! Pișini faci tu țăran, ei, dihani! Stați așa, domnul Buzilă, că nu era o invectivă. Infectiv ești tu, ei, reporter pansat! Stați, nu vă enervați! Vreau să știu dacă este adevărat că dintr-un ieșean modest, să zicem, ați ajuns un lider al mafiei siciliene. Uai, tu ce ai cu mine? Modest-i tatu, n-auzi? Eu nu-s modest, eu am mașini scumpi, gajiși bune, armii, de toate am. Și da, vin de la ieși și te interesează. Spuneți-ne și nouă cum ați reușit, dintr-un moldovean, să aveți acum Sicilia la picioare. Eu te bat pe tine, să moară tata. Eu nu-s moldoveanul tău, ei. Moldoveanul-i tatu. Vrei să te ud în freză? Zău, ei, vrei? Gata, vă rog, liniștiți-vă, vă rog. Chiar nu am vrut să vă jignesc, nu v-am jignit. Oi, lasă-o, dracu, de treabă. Nu mai poți să faci nica fără să ne ischitiți voi. Da, așa-i, am să și-l ia la chișoare. Eu, un om din Ieș. Și cum ați reușit? I-ați bătut? Cum? Oi, hai că am treabă. Nu i-am bătut, i-am cușerit-o. Le-am arătat cum se fabrică bomba biologică. Și-o economisit o grămadă de gologani, ei. Și apoi mafia trebuie să fie eficientă, nu? Eu, Vasile Buzilă din Iași, am ajuns șef în mafia siciliană pentru că le-am eficientizat activitatea. Asta e și gata, dă-i drumul de aici cât-i bat. Stați așa, dar nu mi-ați zis cum ați făcut. Cum ați fabricat bomba biologică asta? E o chestiune extraordinară, dumneavoastră ar trebui să fiți premiat. Oi, tu și vrei? Vrei să mă legi poliția? Ești nebun? Vrei tot să știi? Gine, hai că zic. Dar nu mă mai bate la cap că ți-o rupi o mână ceva. Păi, hai să zic. Când m-am dus eu în Sicilia, am plecat ca și o ban la o sână din Palermo. Și avem 500 de oi. Și-o veni mafioță să fură oile și alea. Dar nu a avut spor deloc. M-am descalțat de șizmi și de la nirosul de șorac i-am leșunat pe tăți. Tăți. Au fugit unii dintre ei și s-au întors zilele următoare, dar nu m-au batut. M-au luat cu ghinișorul. O întreba cum am făcut de i-am leșinat. Că îi dădeau 1000 de euro pe spray-uri paralizante și nu-s așa eficiente. Și dumneavoastră ce a spus? Oi, dar mai tași odată că mă disperi, tași! Bine, domnul Buzilă. Bun, unde am rămas? M-au întrebat de și puța așa tare când m-am lipadat de șizme. Și le-am zis, nu mai schimba să râm și orachii de fost 5 ani. Nu m-au crezut și am mai făcut odată experimentul. Am scos șizmele și fă doi mafioți au intrat în comă. M-au întrebat care-i rețeta, m-au luat la ei în organizații și na, m-au făcut șef. Că asta e bomba de calțină, adică bomba biologică de șorachi. Când dăm atacuri pe la bănci guvernii, eu mă descalț, tăți chică la pământ din niros și colegii mafioți devalizează tot. Ai înțeles? Ai înțeles, oi? Și să nu mai mă faci țaran, da? Pansatule! Gânditor la fără frecvență. O emisiune pe care o duce capul numai la râs. This is a City's Club production. Thank you for your support. Conform licenței 954, interzis minorilor. Această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Happy